ajuta mult mai mult dacă ai reușit să avem o diferență mai mare. Dar până la urmă e o victorie, ceea ce e important. Ne-am amintit și în campania precedentă pentru 2016 că a trebuit să suferim. Se pare că trebuie să ne caracterizeze acest lucru. Și jocul? Jocul nu e măsura mea să-l comentez. Adică, da, urmează meciuri grele și alta cumva nu este una dintre favorite. Siguranță, nici Malta, nici Feroe, în momentul de față, e o luptă în trei pentru locul al doilea, cu Suedia și Norvegia. Așteptăm să vedem și rezultatul din această seară, din acel meci. Uite, până la urmă trebuie să ne și uităm, am avut 5 jucători pe care în această vară i-am regăsit la campionatul european. Ceea ce e un lucru care necesită timp. Ai nevoie de timp, să le dai încredere, să le dai meciul, dar până la urmă doar așa pot trece acești tineri jucători pentru în alta performanță. Ce credeți, domnul Capăr, ce semnale aveți? Nu avem niciun semnal, nu. Așteptăm și noi deciziile comisiei. Da, suntem foarte, foarte mulțumiți, fiindcă la urmă vorbim de câțiva indivizi care spun că țin cu România, le interesează, că le pasă de România, dar vedem că le pasă doar de ei înșiși. Da? Și asta e o realitate cruntă, foarte dură. Ne uităm și noi acum să vedem ce a spus observatorul UEFA în raport și să vedem implicit ce alte amenzi trebuie să plătim. Fiindcă un lucru pe care trebuie să-l cunoască toate aceste persoane care vin pe stadion și folosesc stadionul ca, să spunem, ca o tribună pentru a ieși în evidență, este că toate aceste amenzi înseamnă bani mai puțin pentru tot ce înseamnă dezvoltare în favoarea românească. Bani mai puțin pentru infrastructură, bani mai puțin pentru competiția de copii și juniori, pentru că poate amendează și dacă e să avem și un stadion închis, cu atât mai mult, ca să nu mai vorbim de suportul pe care îl ai din partea suporterilor, susținerea pe care o ai din partea suporterilor. Șanse mai mici dacă vom juca fără suporte? Cu siguranță, e un mare dezavantaj, un handicap, atunci când și știm foarte bine ce s-a întâmplat și cu alte ocazii. Ce ar însemna să nu fim la acest euro pe care îl găzduim și noi? Trebuie să fim optimiști în momentul de față. Avem să ne gândim acum la meciul cu Feroe și Norvegia. Staful tehnic să pregătească foarte bine aceste două meciuri, să le putem câștiga și în continuare avem șanse. La urmă, partea bună este că suntem la mâna noastră. Da, vorbim. Este clar că nu este siguranță, trebuie să ne gândim, e unul dintre jucătorii emblematici a României, un antrenor care a reușit totuși să conducă echipa națională de fiecare dată, a reușit să înscrie, ceea ce nu este puțin. Este și el afectat. I-am spus, indiferent cine a fost selecționat la echipa națională, a trebuit să treacă prin aceeași situație. Cum îi se pare anunțului Tătunaru și zvonurile din cauza cărora s-ar fi retras? Nu știu care sunt spune. Eu am vorbit cu Cristi înainte de a face anunțul. Aștept să ne și vedem. L-am invitat la meciul de la București în Spania. N-a putut să vină din cauza programului de la echipa de club. Dar cu siguranță să vedeți. Eu cred că mai degrabă sunt așa. Multe zvonuri. Bați-a pe Cosmin, nu sunt selecționat.